Inspectoratul Teritorial de Muncă atrage atenția agenților economici din Maramureș să fie atenți la modul în care întocmesc contractele individuale de muncă, mai exact la felul în care încadrează pe funcții. Foarte multe funcții care sunt asemănătoare sunt, de fapt, cuprinse în clasificația ocupațiilor din România ca și ocupații cu studii superioare. Și atunci, să nu aibă surpriză, în momentul în care colegii mei vor merge în control și vor constata că ei, de fapt, au angajat o persoană cu studii medii sau chiar cu studii superioare, pe o funcție care în nomenclator este cu studii superioare, dar i-a fost acordat salariu minim pe economie pentru studii medii. Într-o astfel de situație, spune purtătorul de cuvânt al ITM Maramureș, angajatorul nu a respectat legea, adică nu a asigurat salariul minim pe economie și poate fi sancționat contravențional. Tot la fel de bine este riscul sau există riscul ca o persoană care nu are studii superioare să fie încadrată în acel nomenclator pe studii superioare, e acolo întâlnim o situație un pic mai gravă, pentru că, de fapt, acel angajator i-a acordat o calificare profesională unei persoane care nu are acea calificare profesională, pe lângă faptul că nu i-a acordat și salariul corespunzător studiilor superioare. Să verifice clasificația ocupațiilor din România, în principiu vă pot spune tot ce înseamnă grupa 2, care începe cu 2. În fiecare ocupație are un număr, un indicativ. Mircea Onea a afirmat că de regulă cifra 2 este utilizată pentru studii superioare, dar există și în celelalte grupe anumite funcții care sunt asimilate funcțiilor superioare. Pe lângă faptul că pot fi amendați pentru neasigurarea unei retribuții conform pregătirii, agenții economici riscă să fie sancționați și pentru transmiterea de date eronate.